Catedrala din Palma. Aici există circa 260 de plaje, iar această catedrală este simbolul Palmei. Este construită de James I de Aragon, după ce a reușit să anexeze Mallorca Spaniei, care până atunci se afla sub stăpânirea arabilor. Acesta a promis că va construi o biserică după ce el, împreună cu soldații săi, erau să piară pe mare. Au promis că dacă vor scăpa, vor face o biserică. E puzderie de turiști aici. Sunt autocare în apropiere. Toți coboară și se opresc, evident, aici. Catedrala are 61 de vitralii în care lumina intră magic în interior. Este realizată în stil gotic. La restaurarea ei a contribuit inclusiv Antonio Gaudi, cel care a făcut catedrala Sagrada Familia din Barcelona. Față în față cu catedrala este marea și portul unde ancorează vasele de croazieră. Uitați câte grupuri de oameni